Undeva, departe, în mijlocul Indochinei, se află unul dintre cele mai remarcabile tezaure arhitectonice ale omenirii, poate cel mai mare complex religios din lume. Angkor Thom adună la oaltă în jungla cambogiană mai mult de 100 de temple, dintre care cel mai important este cel care a dat numele întregului complex, Angkor Wat. Complexul Angkor se află în regatul Cambogiei, o țară din mijlocul peninsulei indochineze, cunoscută mai mult prin genocidul practicat de regimul Khmerilor Roșii, care a decimat populația Cambogiei la aproape jumătate și a aruncat o pată neagră asupra acestei frumoase, dar extrem de sărace țări. În complex există două tipuri de temple, temple hindu, care evocă muntele Meru, muntele sfânt al hindușilor, sălașul zeilor, și temple budiste, tip galerie, ce trec printr-o sarabandă de încăperi. Niciun templu nu seamănă însă cu un altul, așa că deși poți vizita și o duzină, întotdeauna găsești ceva nou. Unele temple nu au fost încă restaurate, așa că poți țopăi prin copaci imensi care îmbrățișează și în unele cazuri sprijină clădirile ca să nu se prăbușească. Supranumită 8-a minune a lumii, complexul este considerat a fi cea mai mare structură de edificii religioase descoperită de arheologi până în prezent. Numele de Angkor Wat poate fi tradus drept orașul sfânt, care este un templu. Se numea inițial Vrah Vishnuloka, lăcașul paradisiac al lui Vishnu. Împăratul Khmer, Suryan Varman, 1113-1150, consacrând orașul templu zeului hindus Vishnu. În tradiția tantrică, Vishnu este o forță menținătoare a vieții, zeul erotismului, al apei, abundenței materiale și al împlinirii spirituale. Complexul de temple de la Angkor Wat acoperă o distanță de 4 km pătrați, cuprinzând peste 100 de monumente și temple, sculpturi, statui și basoreliefuri. Legenda spune că Angkor Wat nu a fost construit de mâini omenești, ci că însuși Indra, domnul zeilor, a coborât pe pământ pentru a ridica templele. Inițial, toate cele 9 cupole erau placate cu aur, iar cele peste 1800 de sculpturi reprezentând Apsaras, nimfe celeste din paradisul lui Indra, corespunzând elementului apă în tradiția hindusă, erau bogate împodobite și colorate. Altarul central al lui Vishnu conținea o statuie de aur a zeului, așezat pe vulturul Garuda. Lumea occidentală a descoperit impozantul Angkor Wat atunci când un călugăr portughez din secolul al XVI-lea l-a vizitat și l-a descris elocvent, ca pe o construcție atât de extraordinară încât este imposibil de descris cu un creion, mai ales pentru că nu se aseamănă cu nicio altă clădire din lume. Are turnuri și ornamente, dar și toate finisajele pe care le poate concepe geniul uman. Cuvintele călugărului sunt pline de adevăr și astăzi.